Salutare toată lumea, eu sunt Max și bine ați venit la un nou video în care am de gând să vă prezint cum arată o zi din viața mea. Nu știu de ce, dar am văzut că tot mai multe persoane sunt interesate de cum arată o zi din viața mea și foarte multe persoane au impresia că viața mea e foarte interesantă și fac o grămadă de lucruri. Ei bine, o zi normală din viața mea arată cam așa. Sunt singura persoană care are probleme grave când vine vorba de trezitul de dimineață. E 11 deja. Trebuie să mă pregătesc pentru școală. Efectiv îmi propun să mă trezesc, nu știu, la 8-9 dimineața ca să am și o zi întreagă în care să petrec, să simt că e zi afară, dar e foarte, foarte greu. Și de cele mai multe ori ajung să mă trezesc, să-mi opresc alarma, să stau puțin pe Facebook și să adorm la loc, ca după să mă trezesc într-o întârziere din aia nebună și trebuiască să fiu pe fugă toată ziua. Foame. De ce nu se fac? Nu-s deloc bun la gătit. O să mor de foame. Da, frate, cred că sunt cel mai prost bucătar pe care l-ați văzut, adică abia mă descurc să-mi fac ouă. Și gândiți-vă că e un proces foarte simplu, adică trebuie să pui ouăle în tigaie, să le lași acolo să se facă și gata, ai făcut ouă, dar de multe ori nu-mi iese nici asta să fac. Știu că ultima oară când am încercat să fac cartofi prăjiți singur, efectiv am dat foc la tigaie și era așa un foc din ăla de un metru deasupra tigăii. Nu mai joc niciodată jocul ăsta. Mai bine mă duc să dorm. Dar, fraților, cam atât cu acest video în care v-am prezentat o zi din viața mea. Mai pe scurt, e una dintre zilele alea banale în care nu fac nimic și trebuie să merg la școală. Sincer, dacă mă gândesc mai bine, tot ce fac eu într-o zi normală e să dorm, să mă trezesc, să merg la școală și să mănânc. Mă rog, uneori să nu mănânc pentru că nu reușesc să-mi fac de mâncare. Da, și să mă joc. Cred că pierd un sfert din zi jucându-mă jocuri. Apăsați butonul de like dacă v-a plăcut, fraților, și în secțiunea de comentarii spuneți-mi cum arată o zi din viața voastră. Chiar sunt curios, adică voi faceți chestii mai interesante într-o zi normală? Adică am nevoie de cineva care să mă învețe ce ar trebui să fac, pentru că în ultimul timp n-am mai făcut nimic prea mișto. Mă rog, am fost la Delia, la spectacol, la Psihedelia, care a fost genial, dar în afară de asta n-am făcut prea multe. Ne vedem data viitoare. Pa, pa!